Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Denis și Liudmila, astăzi este ziua voastră, ziua căsătoriei voastre. Voi sunteți adulți și în urma voastră există un trecut, uneori presărat cu lacrimi. Probabil că ați avut momente grele în viața voastră și Dumnezeu v-a ajutat să le depășiți. Astăzi însă sunteți într-o zi de bucurie, de înălțare, o zi a promisiunilor lui Dumnezeu împlinite față de voi și o zi a viselor devenite realitate. Este o zi frumoasă la care ați visat, pentru care v-ați rugat, ați pregătit-o cheltuindu-vă resursele sufletești și materiale. Sunt aici o parte dintre oamenii importanți din viața voastră, mă refer la părinții lui Deni care sunt absenți, și alături de fratele David, alături de întreaga biserică care, deși nu cântă sau predică, vă iubesc și se roagă pentru voi, aș vrea să spun un cuvânt de predică. În această dimineață am pregătit o predică care, despre care am scris câteva cuvinte în buletinul duminical. Însă predica lui David m-a inspirat să vorbesc altceva, așa că o să vorbesc astăzi la nunta voastră despre redefinire sau redescoperire. David a vorbit despre intenția lumii destrăbălate și fără Dumnezeu să redefinească familia. Intenția lor de a redefini familia este un proces care s-a derulat de-a lungul istoriei, de la primul om până astăzi, cam în următorii termeni. La început, Dumnezeu a intenționat ca familia să fie compusă dintr-un singur bărbat și o singură femeie, uniți în taina căsătoriei din iubire pentru restul vieții. Lucrul acesta a funcționat mult timp, pentru că oamenii au vrut să-L asculte pe Domnul. A venit un moment când s-a făcut o mică schimbare. Oamenii au procedat cam așa, un bărbat și o femeie s-au căsătorit la biserică. Au trecut ani și a urmat o altă schimbare. Un bărbat și o femeie s-au căsătorit doar la starea civilă. Mai târziu, un bărbat și o femeie au trăit în concubinaj, fără să se mai căsătorească. Astăzi, un bărbat și un bărbat, o femeie și o femeie, în nebunia minții lor, întunecate de absența lui Dumnezeu, își permit să facă lucruri care îl ofensează pe Creator și ei numesc asta redefinirea familiei. Vreau să vorbesc despre redefinire și redescoperire, pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, la vremea aceea, așa cum menționa fratele David în predica mai devreme, contemporanii săi l-au întrebat despre redefinire și a spus: ne este îngăduit să redefinim familia pentru că Dumnezeu a definit-o. Ne este îngăduit să o redefinim? Hristos a spus nu. Dar ce ne este îngăduit? Să o redescoperiți. Astăzi oamenii trebuie să redescopere un lucru pe care l-a definit Dumnezeu, pe care ei l-au acoperit cu obiceiuri omenești și pe care intenționează să-l facă într-un mod greșit, ofesându-l pe Dumnezeu și atrăgându-și mânia sa asupra lor. În această redescoperire a voii lui Dumnezeu, suntem surprinși să aflăm lucruri pe care lumea nu le face. Și dacă nu citim în Biblie, nu le vom ști nici noi. Vom fi educați doar de filmele de la Hollywood și de mentalitatea destrăbălată a unei lumi fără Dumnezeu și în felul acesta vom deveni niște victime al unei educații murdare în care mintea noastră a fost întoarsă de la Dumnezeu la lume. Responsabilitățile soților în redescoperirea familiei lui Dumnezeu sunt diferite. Ele sunt concrete, dar sunt diferite. M-am întrebat de-a lungul anilor de ce sunt diferite responsabilitățile soților de a soției, ale soțului de ale soției,
Mă refer în special la îndemnul insistent al Bibliei spunând bărbatului să-ți iubești nevasta și aproape deloc invers, și la îndemnul insistent al Bibliei către soție, supune-te soțului, și aproape deloc invers. Și redescoperind voia lui Dumnezeu din Biblie cu scopul să o împlinim, crezând că în felul acesta ne împlinim menirea de creaturi în fața Creatorului, stăm în fața acestei diferențe a responsabilităților poruncite de Dumnezeu și ne întrebăm: Doamne, de ce în Biblie ai insistat așa de mult ca soțul să-și iubească soția și n-ai zis prea multe despre iubirea ei față de soț? Asta înseamnă că ea nu trebuie să-și iubească bărbatul? De ce ai insistat așa de mult pe supunerea, subordonarea soției față de soț și aproape deloc a soțului față de soție? Asta înseamnă că el poate fi autonom și individualist? Astăzi, la nunta voastră, încercând să redescoperim familia și fugind de redefinire, crezând că este intenția diavolului să batjocorească onoarea lui Dumnezeu și a instituției familiei pe care numai el are dreptul să o definească, vrem să spunem faptul că în redescoperirea voii lui Dumnezeu, bărbatul și femeia au responsabilități diferite din următoarele motive. 1. În primul rând, că-s diferiți. Dumnezeu l-a creat diferit pe Adam și trebuie să recunosc că au trecut 27 de ani de căsnicie în experiența familiei mele și anii aceștia m-au ajutat să înțeleg lucruri pe care nu le-am știut înainte să mă căsătoresc și nici în primii ani după ce m-am căsătorit. Probabil că experiența voastră va fi similară cu a mea, mai mult sau mai puțin, adică asemănătoare. Vreau însă să vă spun că diferențele dintre bărbați și femeie, în primul rând, sunt constituționale, legate de constituția felului în care Dumnezeu a alcătuit bărbatul și femeia. În primul rând, pe la câteva luni, când este încă în pântecele mamei, dacă este băiat, în creierul lui există o acțiune, un flux sanguinic puternic, lucru care face ca partea stângă a creierului lui să devină partea din creier cu care el va acționa mai mult în viață când va deveni adult. Această parte a stângă a creierului se ocupă de lucrurile logice, de numere, de lucruri exacte, de matematică, de orientare în spațiu, lucruri la care bărbații sunt mai înclinați atunci când sunt adulți, ei sunt mai ingineri. Femeia însă rămâne cu partea dreaptă a creierului să acționeze mai puternic, acolo unde sunt lucrurile afective, nu cele logice, nu cele raționale, acolo unde există centrul comunicării, acolo unde există sentimentele. De aceea femeile devin mame și ele sunt foarte calde, foarte puternic, relaționale, sociabile și își exprimă dragostea ușor. Dincolo de această particularitate, de această diferență constituțională, Dumnezeu l-a constituit pe om așa, l-a proiectat pe om așa, există și diferențe circumstanțiale, există diferențe care îl fac pe bărbat și pe femeie în existența lor să fie diferiți în multe lucruri. În primul rând, în scop. Bărbații au un scop fundamental în care investesc resursele vieții lor, inclusiv fiecare zi a vieții. Și aceasta este performanța. Un bărbat trăiește pentru un singur lucru odată și în lucrul acela investește totul, și atunci când se gândește la el sau când lucrează la el, el nu mai vede și nu mai aude, pentru că un bărbat e în stare să facă un singur lucru odată. Bărbatul trăiește pentru performanță. Femeia nu trăiește pentru performanță, atenția ei poate fi distributivă, poate face multe lucruri în același timp, de aceea există riscul să existe reproșuri între soț și soție, pentru că ei nu știu că aceste diferențe sunt absolut normale. Scopul lui Dumnezeu cu Liudmila în viața ta, Deni, nu a fost să mai aducă un alt bărbat. Și scopul tău, Liudmila, în viața ta cu Deni, nu a fost să mai aducă o altă femeie. Tu ți-ai luat un bărbat să ții minte, este o persoană diferită de tine și constituțional
alcătuit de Dumnezeu, proiectat și făcut, dar și existențial, cum se raportează la viață. Trebuie să știți asta, pentru că în felul acesta vă veți respecta și veți înțelege că nu puteți unul fără altul. Dumnezeu nu mi-a dat mie două mâini de dreapta, ci o dreaptă cu o stângă. Dacă ar fi fost două mâini de dreapta, uitați ce se întâmpla, nu le puteam împerechea. Pe lângă diferențele constituționale, sunt diferențele acestea circumstanțiale, existențiale, care promovează scopul. Adică un bărbat trăiește pentru performanță, în timp ce o femeie trăiește pentru a-și manifesta dragostea și pentru a comunica. Să ții minte toată viața ta, Deni, că ea nu trăiește pentru performanță. Să nu te miri că nu-i focalizată pe un scop unic ca și tine. Să nu te miri dacă el nu-i vorbăreț, pentru că el nu a fost creat pentru comunicare. Un bărbat spune doar 7.000 de cuvinte într-o zi, în timp ce o femeie spune de vreo 3 ori mai mult. El nu a fost chemat să-și exprime dragostea. El se implică ca un inginer într-un proiect, el își pune mintea să construiască o casă, el își pune mintea să termine o școală, el își pune mintea să se mute de la casă la bloc, el are proiecte clare și nu mai vede nimic altceva. Intră în casă și trece peste copilul care e căzut și nu-l vede, pentru că un bărbat face un singur lucru odată. Are un proiect și trăiește pentru el. Mulți bărbați au uitat copiii în cărucior la magazin. Niciodată nu s-a întâmplat asta cu o femeie. Al doilea lucru care ține de existență, de circumstanță, este cea mai mare teamă pe care o are un bărbat, diferită de cea mai mare teamă pe care o are o femeie. Cea mai mare teamă pe care o are un bărbat este teama că nu iubește bine. De ce e teamă că nu iubește bine? Pentru că el vrea să facă performanță din ce face și acum îi se cere să iubească. Și el știe că a iubi este un lucru greu și e teamă că nu va iubi bine. Nu există altă teamă mai mare în inima unui bărbat decât teama că nu va iubi bine. În consecință, nu mai iubește deloc. Pentru că știe că este un lucru greu și nu-i ca o casă, o faci și ai terminat-o. Cu soția nu este o iubești și ai terminat-o. Cu soția este o iubești până pleci la Domnul acasă. Ei, pentru că este greu să iubești și e teamă că nu iubește bine, renunță la asta. Și vine Dumnezeu și îi spune, hei, cea mai mare teamă pentru o femeie este că nu merită să fie iubită. Originele sunt în Genesa 2 și 3. Acolo ea s-a răzvrătit împotriva Creatorului. Astăzi se spune să fie supusă. Căruia dintre noi îi face plăcere să se subordoneze cuiva? Dacă ai de ales între a fi șef sau subaltern, ce alegi să fii? Sper, în modestia noastră, să nu spunem ce nu trebuie. Ei, există o tendință de răzvrătire și de dorință să fii promovat în viață. Nu să rămâi veșnic pe locul 2. Ce a spus Dumnezeu femeii, a spus următorul lucru: cât vei trăi, vei fi pe locul numărul 2. Vei spune, frate Luigi, de unde ai luat ideea asta? Am să vă citesc din Scriptură. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și el va stăpâni peste tine. Dorințele tale vor depinde de el, vei fi dependentă de el, iar el va stăpâni peste tine. Când Dumnezeu a spus lucrul acesta, a intenționat să se țină de cuvânt și lucrurile să continue așa. Redescoperirea familiei înseamnă să credem ce scrie în Biblie și să trăim ce credem. Redefinirea familiei este să facem ce vrem și să ne facem de cap. Titlul predicii de astăzi este redescoperire sau redescoperire sau redefinirea nu este soluția lui Dumnezeu, este soluția unei lumi fără Dumnezeu. Redescoperirea este manifestarea credinței în Dumnezeu. Este expresia nașterii din nou. Este manifestarea credincioșiei și a urmării lui Dumnezeu în viața de familie. Primul motiv pentru care oamenii sunt diferiți atunci când redescopere voia lui Dumnezeu din Scriptură este faptul că sunt diferiți, circumstanțial și existențial. Al doilea motiv pentru care ei sunt diferiți, de aceea le sunt diferite și responsabilitățile, este faptul că ei au ieșuat. Unde au ieșuat? În grădină.
Au ieșuat în grădină și lucrul pe care l-am citit din Scriptură nu este scris înainte de eșecul din grădină, adică de păcatul adamic, ci este scris după, este o consecință. Este o consecință. Este scris în versetul 16, 3:16 și scrie așa: voi mări foarte mult suferința ta, voi mări foarte mult însărcinarea ta, cu durere îți vei naște copiii și, conjuncție, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Este o consecință a eșecului din grădină. N-a fost așa la început. Dumnezeu n-a intenționat ca femeia să fie supusă soțului în maniera în care este după păcat. N-a intenționat să nască cu durere, n-a intenționat să-i fie sarcina grea și o lună, două, trei din sarcină, din timpul celor 9 luni de sarcină, să nu poată mânca și să aibă un timp complicat. De ce? Pentru că au ieșuat și în ce fel? În primul rând, pentru că, așa cum spune Scriptura, se întâmplă două lucruri. Soțul trebuie să stăpânească și soția trebuie să se subordoneze. Fără să fim subiectivi, citind cinstit în Scriptură, înțelegem că este vorba de o distribuire de autoritate, de poziție și de responsabilități. Când Dumnezeu i-a spus lui Adam că vei stăpâni, i-a spus înainte de căderea în păcat, dar că vei stăpâni peste natură. După ce a fost păcatul adamic, i-a spus vei stăpâni și peste soție. Până atunci nu i-a spus asta. A spus că va stăpâni peste pești, peste căței și purcei, elefanți și crocodili, peste toată creația. Dar după căderea în păcat, Dumnezeu a spus vei stăpâni și peste Eva. Știți care a fost prima acțiune a lui Adam după ce Dumnezeu i-a spus că va stăpâni peste ea? Haideți să citim în Scriptură. Biblia ne spune în versetul 19 că Dumnezeu încheie ce are de spus bărbatul. Urmează versetul 20. Priviți ce se întâmplă imediat când Dumnezeu încheie prezentarea consecințelor. Versetul 20. Adam i-a pus nume soției sale. Păi Adam a făcut asta într-o perioadă lungă de timp. A pus nume la crocodil, a pus nume la toate animalele, Adam i-a pus nume. Și soției sale nu i-a pus nume și a trăit mult cu ea. Vine păcatul adamic, Dumnezeu îi spune, acum e stăpân și peste ea, nu numai peste animale, și acum el își manifestă atitudinea de șef și îi pune nume și o pune în rândul celor cu nume de mai înainte. De aceea s-a inventat poligamia, pentru că bărbatul este stăpân de femei. Poligamia este manifestarea stăpânirii unui bărbat care își cumpără femei, nu soții, își cumpără femei. Poligamia implică un bărbat cu femei, nu un bărbat cu soții. Numai bărbatul are soție, dar când bărbatul practică poligamia, este stăpân de sclavi care își cumpără femei. De aceea poligamia este o nenorocire și o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nu poți să ai mai multe soții, una singură poți avea, după modelul redescoperirii în Scriptura a formulei divine. Dar poți avea mai multe femei pentru că e stăpân și ți le cumperi așa cum unii își cumpără mai multe mașini, mai multe haine. Și acum vine Dumnezeu și îi spune lui Adam, Adam, tu ai o mare problemă. Tu nu ești stăpân așa cum ai înțeles tu peste ființa aceasta. Eu îți spun astăzi, dacă vrei să-ți iei soție, trebuie să te angajezi mai întâi în fața mea, pentru că eu voi fi martor la legământul tău. Spunea Maleahi, Domnul a fost martor la legământul dintre tine și soția ta. Deni, persoana aceasta, Liudmila, pe care tu astăzi o ții de mână pentru că ți este mireasă și alături de care vei vrea să împărtășești restul vieții tale, este mai slabă decât tine din punct de vedere fizic. Și folosindu-ți forța, tu ai putea să o obligi să facă multe lucruri împotriva voinței ei. Dar să ții minte ce-ți spun astăzi. Dumnezeul cerului și al pământului va fi martor în fiecare clipă la felul în care te vei comporta față de ea. Dumnezeu îți va cunoaște gândurile și sentimentele. Dumnezeu îți va cunoaște faptele și când ești cu ea și când ești singur.
Să ții minte că va fi martor în fiecare clipă la viața ta, în calitate de soț și tată. Ludmila, aceleași lucruri sunt valabile pentru tine. Dumnezeu va fi martor la felul în care te vei comporta față de acest bărbat, la fidelitatea voastră unul față de celălalt. Însă, Dumnezeu va fi martor Deni să vadă cum o iubești. Tu nu ești stăpânul ei, așa cum își imaginează oamenii. Și femeia spală vasele, face mâncare, naște și crește copiii, iar dumnealui aduce bani și la urmă se joacă cu telecomanda, cu ziarul, cu computerul și cu altele. Pentru ca să te pună în inima ei și pe ea în inima ta, astăzi îți poruncește să o iubești, adică să-ți manifesti iubirea. Iar dacă nu o manifesti, să știi că nu există. Ea nu are de unde să știe ce e în inima ta, că tu nu ai un corp din sticlă. Ea așteaptă să-ți manifesti iubirea, că dacă e acolo, se va manifesta. Că ce e în inimă, iese în afară. Și dacă în inimă există iubire, va ieși în afară. Aceasta înseamnă redescoperirea voii lui Dumnezeu. Ludmila, Dumnezeu a spus femeii, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. Asta înseamnă că vei fi dependentă de el. Asta înseamnă că trebuie să-i dai respect, spunea Sara, îi spun soțului, domnul meu. Spunea Petru în capitolul 3, versetul 1, în prima epistolă, femeilor, să nu vă cicăliți bărbații, și fără cuvânt, prin fapte, să-i câștigați, fără cuvânt. Definiția cicălelii este următoarea, din punct de vedere al unui bărbat. Când îmi spui o dată, mă informezi. Când îmi spui de două ori, a doua oară, mi-aduce aminte. Când îmi spui a treia oară, mă cicălești. Ei, Biblia spune că Dumnezeu i-a zis femeii, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. Femeia s-a răzvrătit în grădină prima și soțul s-a asociat cu ea, mâncând împreună din fructul interzis. Mai apoi, mai ales feminismul din 1960, care a fost născut în America și promovat în lumea întreagă, a încercat să ridice femeia din condiția de inferioritate la egalitate cu bărbatul, însă pentru că n-au ținut frânele bine, s-a dus într-o atitudine de superioritate față de bărbat. Există acest vis înnăbușit al femeilor ca să aibă libertate și uneori se manifestă prin răzvrătire, prin nesupunere. Și Dumnezeu vine astăzi în ziua anunții tale și îți spune următorul lucru. Omul acesta, tu l-ai ales. Este soțul tău, să-l respecti în fiecare zi din viața ta. Să nu comentezi amănuntele care îi scapă, că își pătează cravata, că nu vede anumite lucruri peste care trece cu ochii la performanță, la visele lui majore. Să nu le comentezi față de alții, pentru că în felul acesta vei știrbi onoarea lui atunci când stă cu bătrânii poporului la poartă. Tu să-l cinstești în fața lor. Pentru ca dincolo de zidul familiei să existe un bărbat respectat de tine, în interiorul casei, spune-i ce trebuie spus cu dragoste, roagă-te pentru el. Faptele tale și mărturia ta de neprihănire să-l convingă și acolo unde nu poate fi convins prin cuvinte, pentru că Dumnezeu poate să schimbe inima omului. Aș vrea să mă apropii de încheiere. Și să vă spun că trăim într-o lume care ne învață să ne redefinim familia. Ne învață căsătoria de probă, să avem relații intime înainte de nuntă, să vedem dacă ne potrivim. Ne învață perspectiva concubinajului că nu avem responsabilități, că și așa bucata de hârtie nu ne ține. Dar când vă cumpărați casă, de ce vă trebuie bucată de hârtie numit contract? De ce? Și când vă cumpărați mașini și când vă duceți la bancă, de ce vă trebuie risituri, bucăți de hârtie? De ce? Ori aplicați legea asta peste tot, ori nicăieri. Ei, lumea ne învață pe noi așa. Însă noi suntem oameni născuți din nou. Noi am urcat într-o zi acolo, în bazinul acela umplut cu apă. Și am depus mărturia convingerilor inimii noastre care ne domină existența. Că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Că îl acceptăm ca Domn să ne guverneze existența. Și că voia Lui va deveni Constituția inimii noastre. Astăzi nu avem nevoie de redefinirea familiei. Nu ne trebuie nimic mai mult decât ce ne-a oferit Dumnezeu. Un bărbat, Adam, pentru o femeie, Eva. O femeie, Eva, pentru un bărbat, Adam.
iar Adam și Eva din secolul 21, născuți din nou prin credință și pocăință, să redescopere în voia lui Dumnezeu ce trebuie să facă ei. Și marea redescoperire este împotriva tendinței lui. Deni, vei fi grăbit. Bărbații sunt mai oficiali, pentru că ei au nevoie o singură dată, la nuntă, să li se spună te iubesc și după aceea nu, că așa-s bărbații, vei crede că și ea e la fel. Nu uita, cea mai mare teamă a ei este că nu merită să fie iubită. De aceea, de vreo 10-15 ori pe zi, să-i risipești teama, spunându-i să nu te tem că nu te iubesc, te iubesc. Și poți să nu mai faci introducerea, să spui doar te iubesc, să spui asta cât poți de des. În inima unei femei există o teamă constituțională și existențială că nu merită să fie iubită. Manifestă-ți iubirea, să-i aduci flori, adu-i flori, scoate-o la plimbare, du-o la restaurant, fă-ți timp cu ea, fă-ți timp pentru ea. 15 minute, când îți faci timp pentru ea, timpul se numește timp de calitate. Adică nu înseamnă că stai lângă ea și schimbi canalele, ci înseamnă că lași telecomanda jos, oprești televizorul și te uiți în ochii ei că ea trebuie să se descarce de o grămadă de lucruri care pentru o femeie sunt dificultăți. Cât a fost la taică-s-o și la maică-sa, le-a spus lor. Astăzi pe ei lasă, ei se vor întoarce fără ea la Sacramento. Dar cu speranța că tu o vei asculta ori de câte ori vrea să-ți spună. Știu că vei fi ocupat. Știu că pentru un bărbat este pierdere de timp să asculți niște lucruri pe care oricum nu le soluționezi. Doar le asculți și atât. Dar să nu uiți că tu nu te-ai căsătorit cu un bărbat. Te-ai căsătorit cu o persoană care e diferită de tine și constituțional și existențial. Aceasta este redescoperirea voiei lui Dumnezeu din Scriptură. De asemenea, Ludmila, să ții minte. Când vei fi tentată să faci ce vrei, să-ți aduci aminte că la nunta ta tu ai redescoperit voia lui Dumnezeu în Biblie, care îți spune următorul lucru: când trăiești în echipă, trebuie să ții cont de membrul echipei. Și membrul echipei nu e perfect, e un om ca tine cu slăbiciuni diferite de ale tale. Supune-te, respectă-l, dă-i cinste, fă-i bine, împinge-l în față, stai în spatele lui, ajută-l, nu-l disprețui când îl disprețuiesc toți, nu-l invidia când îl invidiază toți. Fii o soție bună, fii un soț bun, pentru că Dumnezeu a promis astăzi, dacă veți redescoperi voia lui din Scriptură, vă va binecuvânta, iar binecuvântarea lui va fi veșnică. Va fi binecuvântare din cer și va fi binecuvântare după pământ. Așa să vă binecuvinteze Dumnezeu, Deni și Ludmila. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.